Stâlpii care susțin sau au susținut rețelele de electricitate sau de comunicații, pe cât de utile au fost zeci de ani, au început să încurce. Și asta pentru că infrastructura rutieră în Maramureș a suferit schimbări, iar stâlpii care erau mult în afara carosabilului sunt acum în drum. Un exemplu concret este în Comuna Mireșu Mare. Aici se lucrează la rețelele de utilități și la drum și, din păcate, construcțiile amintite, unele în funcție, altele abandonate, îngreunează activitatea muncitorilor. Primarul comunei este disperat, există termene de realizare a lucrărilor care trebuie respectate. Lucrările sunt sigur că sunt afectate de acest pentru că ei sunt acum pe acostamentul drumului și pe lângă acostamentul drumului, noi, cum am zis mai devreme, noi trebuie să mergem cu apă, canal, în anumite locuri avem probleme cu conducta de gaz unde nu-i trasă, deci nu e normal ca cei de la firma asta care deține, care au sirme, sirmele astea toate de aiurea roncate să nu-și rezolve problema. Ioan Mătieș afirmă că încă din aprilie a început să facă adrese firmelor de comunicații și de electricitate și până acum nu s-a întâmplat nimic. Acestea au fost anunțate că se vor face lucrări în comună și în termen de 14 zile să modifice circuitul cablurilor și să le treacă în subteran. O parte a celor care reprezintă firmele de electricitate și de comunicații s-au apărat și au susținut că fie nu au știut de acele înștiințări, fie că nu au resurse financiare prevăzute pentru a trage cablurile sub pământ. Probleme sunt sau au fost în toate localitățile unde s-au făcut lucrări de genul celor din Mare, din același motiv.